Bună ziua, vă mulțumim că ați venit la o mică conferință de presă, să-i spunem așa. În primul rând aș vrea să mulțumesc celor peste 16.000 de susținători, cei care au semnat pentru susținerea listelor de candidații pro-România pentru județul Constanța la Camera Deputaților, respectiv Senatul României. Este un lucru care ne mândrește datorită faptului că într-un timp record am reușit să strângem aceste semnături care le-am depus la nivel național. Am obținut certificatul la nivel național pentru depunerea candidaturilor pentru lista la parlamentare pentru județul Constanța. După cum știți, avem o unire cu ALDE și vă garantăm de pe acum că va fi o formațiune politică și probabil cea mai importantă formațiune politică de opoziție din Parlamentul României, dar o opoziție constructivă și nu o opoziție destructivă, așa cum s-au remarcat cei de la USR și la fel cum s-au remarcat și cei de la PNL până în momentul în care au ajuns la guvernare. Avem o guvernare la ora actuală, o guvernare incompetentă, care în fiecare zi ne demonstrează că avem câte un colectiv. Ne apropiem de aproximativ 100 de decese pe zi și vedem că nimeni nu mai este responsabil sau vinovat. Vedem că președintele României nu mai cere niciun fel de demisie nimănui și că guvernul lui este un guvern perfect. Și cred că este momentul ca românii să se trezească și să-și dea seama că singura formațiune politică care într-adevăr a demonstrat prin Victor Ponta la guvernare în anii 2012-2015 când a scos țara din criză, la fel vom fi singurii care vom scoate țara din criză datorită unui program economic și social care îl vom pune la dispoziție în perioada următoare. Și pot să vă spun de acum că vă susține cu tărie tot ce înseamnă industria de turism, industria Horeca și o protecție socială cât mai bună pentru toți cetățenii României, mai ales cei cu venituri mici și chiar medii. O să facem la momentul oportun, o să vă facem o conferință de presă în care o să prezentăm programul de guvernare. Un program de guvernare coerent și eficient, dar și constructiv în același timp, pentru că până acum formațiunile politice, cele care vor să conducă România, au venit cu chestiuni aberante și observăm că aproximativ de un an de zile nu fac nimic în Parlamentul României decât caută să găsească tot felul de vinovați, dar niciunul nu își asumă niciun fel de responsabilitate. O să-i dau cuvântul și lui Răzvan Filipescu, care deschide lista la Senat, este pe poziția numărul 1 la Senat și vom face o echipă împreună cu colegii din ALDE, care sunt în spatele meu și în lateral doamna Loredana Bătărâgă, în așa fel încât să demonstrăm și să arătăm cetățenilor că suntem o echipă unită, așa cum am arătat încă de la început, în momentul în care s-a realizat această unire. Vă mulțumesc! Bună ziua și eu vreau să mulțumesc tuturor constanțenilor care au semnat pentru susținerea candidaturilor noastre și de asemenea vreau să le mulțumesc și colegilor pentru încrederea acordată și pentru onoarea de a deschide lista la Senat. Ceea ce pot să vă asigur este că din calitatea de senator mă voi lupta împreună cu colegii mei să continuăm și să sprijinim proiectele pe care le-am prezentat pe plan local. Ne dorim ca în Parlament să ajungă oameni care cunosc tehnică legislativă și proceduri parlamentare, să avem oameni care se luptă pentru județul nostru, nu ca până acum. Văd cu părere de rău și cu regret că toate regionalele, la toate instituțiile statului se regăsesc ba la Brăila, ba la Galați. Constanța a pierdut competiția din punct de vedere al dezvoltării. Noi ne vom lupta pentru proiectele noastre, vom fi o echipă unită, sudată, așa cum a zis și Mircea și cu colegii noștri care ni s-au alăturat în marea familie pro-România. Vom fi o forță atât la nivelul județului, dar și la nivel parlamentar, pentru că suntem singurii și am dovedit și dovedim în fiecare zi că suntem singurii care facem opoziție și la ceea ce se întâmplă, la haosul din administrația centrală la ora actuală și suntem singurii care venim cu proiecte concrete. Același lucru ne dorim să facem și în Parlament. Câți parlamentari, realistic vorbind, credeți că veți obține? Cât vor decide cetățenii Constanței? Nu putem să facem, după cum ați văzut, sondajele de fiecare dată ne-au arătat anumite cifre și au ieșit altfel după momentul votului exprimat cel puțin la alegerile locale. Putem să spunem la fel că avem niște alegeri unde cel puțin partidele mari se bazează pe niște scoruri fulminante, o aroganță crescută din partea celor două partide, PNL respectiv PSD, oricum ele sunt pe umblat și ați văzut că asta s-a întâmplat în momentul în care a fost votat și Florin Iordache.
Nu ne rămâne decât să așteptăm data de 6 decembrie și sperăm să iasă cât mai mulți constanțeni la vot, în așa fel încât să fie o reprezentativitate, cei care vor fi aleși să depindă de o reprezentativitate cât mai mare. Ce fel de campanie veți avea? Noi vom avea o campanie constructivă, la fel cum am demonstrat și la locale. În primul rând, după cum v-am zis, o să mergem pe varianta în care să ne prezentăm programul economico-social cât mai corect față de constanțeni, să știe exact ce vrem să facem pentru dânsii, exact cum eu cel puțin, pentru că sunt și candidat pentru al treilea mandat în Parlamentul României, am făcut-o și la celelalte campanii electorale. După cum v-am zis, turismul, care este unul dintre cele mai importante domenii din județul Constanța, apoi agricultura, la fel, un alt domeniu foarte important, care nu are practic niciun fel de susținere decât prin vocea mea, respectivă a lui Răzvan, și asta am și demonstrat-o la alegerile locale. Sunt două domenii foarte importante pentru județul Constanța, pe care o să ne axăm foarte mult.